Bine ați venit sau revenit la un nou episod din serialul Călătorii în lumea apei. Astăzi vom vorbi oarecum despre curiozități din lumea lacurilor. În primul episod spuneam că volumul total de apă din lacuri și râuri este de numai 0,0002% din volumul total de apă de pe Terra. Minuscul, dar de lacuri ne leagă foarte multe lucruri. Iar pentru multe civilizații, malurile lacurilor s-au dovedit a fi ținuturi foarte ospitaliere. Una dintre caracteristicile principale și un avantaj important al lacurilor continentale este faptul că au apă dulce. De ce? Pentru că cele mai multe lacuri sunt alimentate de râuri cu apă dulce. Râuri care își adună apele din ghețar, de pe pantele munților, din dealuri, podișuri, ori chiar din câmpii. Lacurile se găsesc pe Terra de la minus 430 de metri sub nivelul mării, Marea Moartă, până la 6390 de metri altitudine, unde găsim un lac mic numit Ojos del Salado. Extremele sunt mai degrabă inospitaliere pentru oameni. Dar, de exemplu, Marea Moartă, deși este într-una dintre cele mai aride zone de pe Terra, a atras oamenii zeci de mii de ani. Asta pentru că este alimentată de apa dulce a râului Iordan. De partea cealaltă, doar recent am putut observa și măsura lacurile de pe acoperișul lumii. Pe măsură ce cei mai înalți munți de pe Terra au fost cuceriți de către alpiniști, au fost descoperite și cele mai înalte lacuri. Așa s-a întâmplat cu Ojos del Salado, lac situat în craterul celui mai înalt vulcan activ de pe Pământ, descoperit în 1937 de către o expediție poloneză. Lacul este foarte mic, doar 100 de metri în diametru, dar totuși este suprafața de apă lichidă situată la cea mai mare altitudine din lume. Tot în Anzi avem unul dintre cele mai spectaculoase lacuri situate pe acoperișul lumii, Titicaca, un lac uriaș de peste 9000 de kilometri pătrați, adică cam cât insula Cipru de Mare. Situat în podișul Altipano, la peste 3800 de metri altitudine, Titicaca este una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice ale Americii de Sud. Malurile lacului și multe dintre cele 84 de insule sunt dens populate, iar localnicii, populația Uros, au devenit atât de atașați de Marele Lac, încât de mii de ani locuiesc fără emoții pe insule artificiale flotante. Pe malul lacului crește din abundență o specie de papură pe care oamenii o recoltează și din această papură confecționează insule, casele în care locuiesc și chiar embarcațiunile cu care circulă pe lac. Acum haide să mergem pe alt continent, în Asia mai precis, în spatele munților Himalaya, pe platoul tibetan. Dacă ne uităm pe hartă, vom observa o mulțime de lacuri, 787 mai precis. Tibetul este cel mai înalt și mai extins podiș al Terei. Altitudinea medie este în jur de 4380 de metri, iar suprafața este de peste 2,3 milioane de kilometri pătrați. În extremitatea nord-estică a platoului tibetan găsim lacul Qinghai, cu o suprafață de peste 4000 de kilometri pătrați. Este cam la jumătatea lacului Titicaca. Este situat totodată la 3200 de metri altitudine și este cel mai mare lac din China. Dar spre deosebire de lacul din Anzi, Qinghai are apă alcalină, din cauza faptului că este alimentat de râuri sezoniere. Iar din acest lac nu pleacă mai departe niciun râu. Apa de la suprafață se evaporă. În jurul lacului nu sunt așezări permanente, doar localnici care pasc turme de iaci. Originea acestor lacuri de pe acoperișul lumii este foarte variată. Ojos del Salado este cantonat într-un vulcan activ. Titicaca sau Qinghai sunt în podișuri, adică în unități de relief ce s-au ridicat ori coborât în bloc din pricina mișcărilor tectonice. Alte lacuri sunt cantonate pe falii, adică pe fisurile din interiorul scoarței. Pe acestea le recunoaștem destul de ușor pentru că au o formă lunguiață, cum ar fi Baikalul sau lacul Malawi sau lacul Balhaș, unul dintre puținele lacuri care au deopotrivă apă dulce și apă sărată. Alte lacuri s-au format datorită activităților geologice sau antropice, cu tremure care au dus la prăbușirea unor versanți, care la rândul lor au blocat cursul de apă, așa cum este la noi lacul Roșu, sau amenajări hidroenergetice, precum Vidraru. Unele lacuri sunt sezoniere, adică se umplu cu apă în sezonul proios și în sezonul secetos seacă. Aici, pe acoperișul lumii, foarte multe lacuri sunt tinere, formate în ultimii 10.000 de ani. De ce sunt atât de tinere? Explicația este foarte simplă.
Pentru că acum 12.500 de ani s-a încheiat ultima eră glaciară. Iar până atunci, vaste suprafețe montane erau acoperite de ghețuri veșnice. Pe măsură ce ghețarii s-au retras, pe văile adânse săpate de ei s-au cantonat lacuri de diferite dimensiuni sau adâncimi. Dar toate având un obitor comun. Sunt printre cele mai frumoase și curate de pe Terra. Ei bine, am vorbit în episodul de astăzi despre lacurile de pe vârfurile munților, pentru că ele au o importanță deosebită atât ca surse de apă dulce, proaspătă, cât și pentru faptul că unele dintre ele, precum Titicaca, susțin civilizații foarte importante pentru umanitate. Dar și pentru că, așa cum am spus, lacurile alpine glaciare îmblânzesc relieful montan și oferă priveliști fantastice de care ne bucurăm atunci când urcăm pe acoperișul lumii. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la un nou episod, Calotele glaciare, nu rămâne decât să vă urez spor la drumeții montane și nu uitați, beți suficientă apă!